Mergem mai departe cu altă informație. Un scandal uriaș la Melbourne după meciul lui Novak Djokovic de la Australian Open în fața rusului Andrei Rublev. Tatăl jucătorului a fost filmat în timp ce ținea steagul Rusiei imprimat cu chipul lui Vladimir Putin, iar un rus făcea o declarație politică în timpul unei manifestații proruse. Atitudinea tatălui jucătorului a fost catalogată drept rușinoasă de ambasadorul ucrainean în Australia. Brat Alexander Zalostanov, pozdravljenje! От Мелбурн, Австралія. Це нашу братію там у Москві. Живали. Живі. Жива Русія! Живали! Живі!